G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Mega Hardcore, seria în care nu am voie să folosesc tot teme, mere de aur, poțiuni de healing, știți povestea deja. Tura trecută am avut o durere mare. Bă, nu am reușit să fac rost de prea multe perle. Și m-am enervat și am căutat pe internet să văd dacă pot să fac rost de perle și în altă metodă, înțelegi ce zic, push in the boots sau nu. Deci fii atent, hai să intrăm pe o hartă de test world ca să vă arăt cât de greu se obține un ender pearl de la un villager. Rapid, că am făcut deja. Am zis să testez pe o hartă de genul acesta și am văzut că perlele le primesc de bea când clericul este expert. Wow, și asta înseamnă că trebuie să ai foarte multe emeralde ca să faci trade-uri cu ei, pentru că mă uitam la ăștia, nu dau perle și nu cred că o să dea dacă continui. Ia, dacă dai perle, poate reușești și la... Nu dă perle, nu. Cel mai ușor ar fi să mai caute Enderman și chiar asta voi face. Totuși ar fi frumos, poate, dacă avem noroc să dăm și un enchant cu un looting pe sabie. Mamă, cum ar veni ăsta... Un looting pe sabie mi s-ar părea genial, efectiv genial. Bă, mai crescut sugar cane-ul? Ok, nu. Dar trebuie să ai răbdare câteodată, nu funcționează tot așa perfect. Ați văzut cât de greu mi-a fost tura trecută să găsesc perle. Jesus Christ. Și una, bă, și m-am chinuit eu cu piglinii aia. Știam eu că nu-s de încredere. Încă trei din astea, n-o să fie de ajuns, oameni buni. N-o să fie de ajuns încă. Dar e ok. Avem răbdare. Yo, dar v-ați adunat ceva animale aici, a? Ok, să fie cam greu de țintit o vacă. Le-aș omorâ, sincer, pentru că dacă nu acum când am nevoie de ceva enchanturi. Dar sunt curios cu câte mi-ar mai trebui de alea bookshelf-uri, știi? Pare că nu mai am nevoie de multe. Ia, las-mă să văd, 22. Dar nu mai am nevoie de multe și am deja aici ceva. E posibil să, dacă omor câteva vaci, să fie ok. Da, deci închideți ochii, oameni buni, pentru că urmează ceva urât. Dar asta este. Doar 12 piele. Nu e așa bun, dar hai să vedem. Încă câteva bookshelf-uri, nu strică. Numai că nu mai am sugar cane. Hai că da, trebuie să am răbdare, oameni buni, da, nu-i problemă. O să mă duc eu după Enderman-ii aia, trebuie să găsesc cumva Enderman. Oare stau aici seara, pe timp de seară în Overworld, poate am eu noroc. Am realizat că voi mai sta ceva timp aici, așa, ca să aștept să crească sugar cane. Am început să pun și acolo sugar cane și mai crește și aici. E ok, am realizat că o să mai stau ceva timp, așa că vreau să scot pe caramel din groapă. Mi se pare foarte urât din partea mea că l-am pus în groapă, așa că o să stai așa liber momentan. Bine, îi fac acum lângă... îi fac eu un loc frumos. Stai puțin, că dacă tot n-am ce să fac, măcar să construiesc ceva, să pun ceva acolo, o ușă la casă, ceva, nu? Adică, come on, colpir, let's do some Minecraft, let's play some Minecraft. Bun, ia să vedem. Avem 21 din astea. O să-mi ajungă perfect. Îi fac aici fix un mic țarc, fără să ne complicăm prea tare. Integrăm și copacul, pentru că mi se pare frumos să faci chestia asta în Minecraft. Bam. Și atâta, îi ajunge. Momentan îi ajunge atâta locul. Punem aici două fence gate-uri, o torță să fie lumină pentru caramel și gata, frate, nu-l mai lăsăm așa. Wow, e super săltăreț acest cal. Și nu-l lăsăm așa în groapă și tot picam în groapă. Era oribil, nu-i frumos. Păi și aici trebuie torță ceva, stai. Nu, punem aici prin spate să fie așa mai misterios. Ok. Avem inamici în pădurea asta pacifistă. Bă, poate dai în caramel că te distrug. Te distrug, tu n-auzi? Ia chiar, bă, că mi-am amintit. Ia să-mi fac un shield. Dacă tot a venit urâtul ăsta și m-a speriat. Fac și eu un shield să am acolo. O să-mi trebuiască încă o barcă pentru Nether. Ia uite că am mai făcut și mâncare. Perfect, prăjim și sandul. 16 glass pane-uri. Și uite ce frumos deja... Nu mai intră creeperii pe geam, ceea ce este absolut perfect, nu? Easy peasy.
rezolvare destul de ușoară și o ușă. Da, o ușă, dacă mai facem rost de ușă. Am fost și am tăiat niște lemn, mai am puțin și mai fac încă două din astea, încă două bookshelf-uri și cred că atingem level 28-30 ceva pe acolo și ar fi super bine, oameni buni. Uite că avem și ușă. Foarte, foarte... suntem în 1.21, nu? Ia dă bă că fac acum, fii atent. Fac o chestie nebună. Am stone? Stone, acum, repede, niște building cu colpir. Avem stone, dar nu destul. Stone cutter, facem aici un... Avem un stone cutter. Bă, eu schior, câteodată mă întreb. Colpir, mai poartă ochelarii aia, de ce nu-i... Nu contează. Avem aici, oameni buni, uite, o scară de tuf și aici vine absolut perfect pentru că era tuf înainte. Ia uite, altă viață, domnule. Aici din nou o scară. E așa ușor să construiești. Adică, uite, uite puțin cât de easy peasy. Look at this. Bam. Vreți să vă învăț un trick de building? Că știu că tot timpul vă doriți chestii de genul acesta. Ia uite, frate. Deci, este o schemă numită schema ță. Vă învață nenea colpiru, oameni buni, fiți atenți. Două spruce trapdoors în modul acesta. Iar acum, de fapt nu, invers. Invers cred că vreau. Ba nu. Iar acum va trebui să faceți niște sign-uri. Și aceste sign-uri le puneți pe nebunia asta. Și uite ce frumos. Bine, acum e cam apune soarele și nu se mai vede, dar uite ce frumos. Ca idee așa, e mai 3D. Arată super bine. Nu știu, mie îmi place. Aici voi pune de-astea de lemn, că arată frumos. Aici putem să punem unul de-asta și lângă două trapdoor-uri. Ia uite. Ia uite aici la schema asta. Pam, pam. Pam, pam. Și arată foarte frumos de la distanță, pun pariu. Haide bă, sugar cane-urile crește odată, că mai trece o zi și eu tot n-am mai luat sugar cane. Jesus Christ, man. Aici putem să facem tot așa ceva de genul. Numai că mai am nevoie de câteva trapdoor-uri. Bă, da, da, mi-era dor să construiesc. În caz de vă întrebați, chiar mi-era dor să mai construiesc chestii în Minecraft. Și trebuie să revin la construit mai des, că e ceva ce îmi place la maxim. Bun, ia uite. Frumos, easy, easy, easy. O să las aici o torță. Și cred că mă culc că nu se spawnează Enderman pe aici, frate. Chiar nu. Uite ce casă frumoasă, wow. N-am vrut să o fac, sincer. Voiam să mă duc după Enderpearl-uri, dar dacă durează așa de mult, am zis să... Hai să și construiesc puțin, că mă plictisesc între timp. Ce vrei, stau afecat doar? Nu, vreau să mă joc. Trapdoor-urile astea sunt și mai chiar, frate. Poți să faci ce vrei cu ele. Poți să creezi forme mult mai drăguțe și mai smooth. Ia uite. Mie îmi place cum arată, nu știu, am încercat ceva nou, să zicem. Totuși ar trebui să-i pun și lui ăsta ceva deasupra. Mă gândesc, e singurul care nu are, dar nu trebuie să fie la fel peste tot. Deci, da, e și asta o lecție. Gata, bă, am terminat puțin, am adăugat câteva detalii aici, până la urmă am lăsat așa. Avem asta aici, uite ce frumos arată. Da, trebuie să mă apuc înapoi de construit, frate, trebuie să mă apuc. Dar sper să vă placă și vouă acum videoclipurile de construit, dar depinde și execuția mea cum le fac, într-adevăr, știu. Dar oameni buni, avem 6 sugar cane, nu știam că sugar cane nu crește așa de greu, dar aflăm astăzi, yeah, bun. Văd că mai am fix de o bucată, încă un bookshelf, avem două bookshelf-uri, hai să vedem, era la 22 acum dacă pun asta aici. Și cred că pot să pun una pe mijloc, ia stai cât are acum. 24 și dacă pun asta aici, ia să vedem, ar trebui să aibă 26, încă două bookshelf-uri mai am nevoie și îmi dau de level 30. Eu zic să mai am puțină răbdare. Mi-amintesc că tot mă zăpăceau oamenii prin comentarii că la ce coordonate sunt. Uite că le arăt din nou și nu pot să cred că nu le-am arătat până acum coordonatele de la locul ăsta. Dar uitați-vă, astea sunt coordonatele și astea sunt și FPS-urile și zilele, suntem în ziua 30. Mai am încă puțin, încă un bookshelf, am mai pus unul aici pe colț, încă un bookshelf și gata, facem de level 30, dăm enchanturi șmechere și după o să fie bine. Dar da, cam asta am făcut în continuu, am luat sugar cane, n-am mai construit foarte mult la casă pentru că nu știu exact ce acoperiș vreau, dar cred că nu am destule materiale. Dar oricum, o căsuță simplă și ușoară, easy peasy to make. Dar sugar cane-ul ăsta mă distruge, mă duc să caut sugar cane prin natură, că nebunesc. Gata, m-am enervat. Nu pot să cred. Deci scheletul ăsta nu a murit atunci.
Wow. Wow, patetic. Patetic. Ok. Yo, am bune, bucat de sugar cane. Oh, da. Așa, da. Finally. Ia uite și acolo. Oh, păi dacă știam, mă duceam și mă plimbam, nu? Yo, dar sunt multe bucăți aici. Holy shit. This is awesome. Oh my god. Ce asta? Fermă de sugar cane? Am crezut că sunt două bucăți de la distanță. Acum văd că mi-am făcut un stack. Exagerez și eu, dar na. Ok, acum cred că suntem pregătiți să dăm și enchanturile alea nebune. Bam, facem cărțile pe toate, de ce nu? Și gata, un bookshelf. Bă, am avut la țanc, piele. Așa, iar acum voi pune una aici, nu contează. Ideea este că avem level 30 și nu o să pun pe sabie, pentru că îmi dă Bane of Arthropods. Fiți atenți, mă, că acum mă joacă Minecraft-ul cu din astea. Îmi dă din astea nasoale. Doamne, să sperăm că nu. Acum vom vedea. Am Breaking 3 pe Netherite Chestplate. Să fie cu noroc, oameni buni. Să fie cu Protection 4 Thorns. Ooh, yeah. Oh, yeah. This is awesome. Hai să vedem pe sabie. Smite. Oare smite? Looting, looting. Este looting. M-ar ajuta mult cu Endermanii. Dar, nu știu, ia să ne uităm pe papuci. Poate Feather Falling în Breaking 3. Eu îi dau. Ah, doar am Breaking 3. Well, this is not so great. Cum se face ăla de scot enchanturile? Cam uitat. Grindstone. Așa. Nu-mi zic că l-am făcut pe aici. L-am făcut. Bă, asta e a doua oară când fac asta în clip. De ce uit că le-am? Era ascuns prea bine. Ok, I'm breaking. Îl scot acum. Și mă uităm o dată la sabie. O rămas I'm breaking pe sabie. Sau ce pe Depth Strider? Nu am nevoie de Depth Strider. Eu vreau Feather Falling, frate. Dar o să pun pe sabie. Poate am noroc și pică looting. Băi, nu faci poți. Mamă. M-au rupt, frățioare. Mai dăm enchanturi, nu-i problemă, mai dăm enchanturi pentru că mă duc în Nether și mai iau chestii între timp și o să fac XP. Mm-hmm. Deci o să fie bine. Gata, let's go. Operațiunea, omorâm urs din ăștia. Să înceapă. Aș vrea să găsesc un biom albastru. Știți deja povestea. Avem tot ce ne trebuie la noi. Numai să avem noroc să găsim biom albastru cu Enderman mulți. Asta e tot ce am nevoie. Aici este bastionul de unde am procurat Netherite upgrade-ul și nu am mers mai departe, dacă s-o să mă gândesc, în direcția asta nu am mers mai departe, deci îi dăm așa și să sperăm că o să fie bine. M-am uitat în ăsta și cred că este un golden apple, dacă mi-am amintesc bine. Yep. Și în rest nimic interesant. Ok. Ăla e albastru? Nu dau seama. Nu. Tot roșu. Periculos, știu, foarte periculos, dar cineva trebuie să o facă și ăla sunt eu. Mă dor ochii de la lava asta, mi-e frică să nu vină vreun porc pe aici să mă așa, dar trebuie făcut, chestiile astea în Nether. Trebuie să faci poduri pentru că câteodată n-ai scăpări, efectiv n-ai scăpări și ca să avansezi trebuie să faci podurile astea foarte periculoase, dar dacă te miști repede ești ok. Tot baiam roșu, bă. Băieți, că nebunesc aici. Ok, trebuie să am grijă. Să nu mai fac din astea. What the hell on earth? This is hell. Just hell. Ce e aia, frate? O fortăreață. Ok, bine, dar găsiți și eu ceva mișto acolo sau... Ia uite în ce baiam am intrat, oameni buni. Wow. Ce frumos arată, bă, băieți. Nu știu, mie îmi place tare cum e efectul ăsta. Damn, brother. Hai, vă rog eu, nu, fără scheleți, da? Fără scheleți. Vă rog, colpier. Mă duc pe aici. Poate găsesc enderpearl-uri în chest. Parcă citisem și se găsesc în chesturile din acest fortress. Ia, dă să intru pe aici. Ok, perle. Diamante. Pune și alea, dar n-am ce să fac cu ele acum. Ia uite.
direct în lavă. Hai să mai vedem puțin. Poate am noroc și mai găsesc câteva perle. Am una acum. No. No, not good, not good, my friend. No. No! Bă, nu aici Sender Pearl-uri. Parcă așa citisem, dar nu știu, poate e vorba de Bastion sau Mansion. În Mansion se găsesc Sender Pearl-uri, frate. În Mansion. Ok, ăla e baia albastru. Zic că e baia albastru, oameni buni, nu mai pot. Nu, e tot roșu. Oh, you gotta be kidding me. Cât ghinion să am? N-am mai avut de mult așa ghinion. Tipu, ce-i găsești ca lumea? Văd aici Bastion, dar nu știu dacă are rost să mă risc să intru. Doar dacă vedem ceva la suprafață, așa, rapid. Cum ar fi... Băi, eu am fost aici. Am fost aici. What? Ok, am fost aici. Băi, eu merg prin... Ce-am făcut, bă, băieți? M-am învârtit în cer că văd un Enderman. Oh my god. Oh my god, de când îmi doresc un Enderman. Finally, încă unul. Poate avem și noi noroc. Hai, mut acolo, așa, perfect. Easy. Două perle, bine, boss. Până poi mâine rezolv și eu problema. Yo! Yes, baby, come on. Gata, am găsit baia albastru. Dar credeam că cred că am fost până acolo, dar nu m-am dus. Ok, e bine, perfect. Vreau să cobor și de asta avem barca asta care e foarte useful. Bineînțeles, nu pe lavă, că pe lavă muriți dacă vă aruncați cu ea. Ok, aici cum se simte? Zici că sunt în avatar. Jur. Yo. It's magical. It's really magical here. Enderman. Yo, bro. What's up? Yo, bro. Nu te opune. Nu te opune că o să fie mai rău. Așa, perfect. Auleu. Auleu, vericule, dar mă lovește așa. Hai că e bine, oameni, băi. Încă vreo 20 de ăștia. Bine că am ajuns aici. Asta a fost cea mai grea parte. Acum, easy. Doar trebuie să găsesc Enderman și să-i omor. Coordonate. Vă dau coordonatele. Că sigur, o să-mi cereți. E jale, dacă jucați și voi pe sidul ăsta, trebuie să obțineți coordonatele. Mă, tu ăsta micu, calmează-te. Opa. Nu știu ce am făcut aici. Nu pleca. Încă o perlă. Ce frumos ești. O frumusețe. Aia zic. Mi-a dat perla. Oare dacă îi lăsăm așa să se chinuie mai tare, îmi dă perla mai repede? Ok, asta o să fie complicat. Trebuie să lovesc doar pe el. Și doar pe el. Pro player move, ha? Yep, I know. No! Fugi, colpir, fugi. Bă. E rău. Bă, îmi trebuie ceva să scap de aici. N-aveam blocuri, pe acolo nu puteam să fac parkour. Era jale. Mamă, toți sunt nervoși pe mine acum. Ai, caramba. 4 perle, da. Au fost jale acolo. N-am să vă mint. Ce fac acum, oameni buni? Ce fac acum? Că eu vreau să stau aici, să omor Enderman. Mai era să fac și eu o belea acolo. Nu știu cum am scăpat, am mers prin focul ăla, am scăpat bine. Eu chiar am knockback, ha? Da, am knockback. Trebuie să am grijă acum prin pădure, că o să vină ăștia după mine și o să mă lovească. Auleu, vai ce m-am speriat, am crezut că a venit altcineva de spate. Hamă, 6 perle, bun. Auleu, ce era să fac, bă, băieți? Mamă mie. Ia uite-l, mă. Hai.
Tu, hai, Leo. Măcar de perlă. Ce că dacă strălți ai noroc. Nu, nu mergi tura asta. Era să cadă în lavă perla. 11. Hai că e bine, oameni buni. Hai că e bine, mai am puțin și am scăpat de aici. Wow. Asta e magical. Look at this. Și dă și o perlă? Nu, no, n-o dat. Nu pot să cred. Foarte bună metoda asta de a ucide Enderman, oameni buni. Numai că trebuie să aveți grijă să aveți viața full, să nu vă apropiați prea tare, pentru că se poate întâmpla chiar o prostie aici, destul de ușor. Uite, dacă dau aici din greșeală în barcă, vine asta și mă ia la bătaie acum. Deci, da, trebuie să fii tot cu grijă. Dar e mult mai eficientă metoda asta, părerea mea, decât că, pentru că de multe ori ei se teleportează și nu mai vin și atunci e cel mai nasol, pentru că stai cu morcovul undeva și te aștepți oricând să vină după tine, știi? Și parcă nu mai scap de feeling-ul ăla și de asta aici măcar știi că e prins, nu au cum să teleporteze, e bombă, chiar e bombă și e destul de ușor, după cum bine vedeți, îi prindeți. Easy peasy, recomand această metodă mult mai tare. Bă, câte am? 14? Să strâng 16, cred că. 16, cred că ajung. Yes, oameni buni. 16 perle. Ok. Hai înapoi acasă. Nu mai. Nu mai pot. Mergem spre bătălia cu dragonul de acum. Sunt pregătit. De fapt, mai dau și niște enchanturi, mai iau niște quartz pe drum. Hai să-l omor și pe Gigi cu ăsta dacă tot e aici. Mi-a intrat în sânge. Uite puțin cât de ușor. Ha? Și încă o perlă? Nu. Nici o perlă, ok. Înapoi acasă și coarți pe drum. Cât mai mult. Oh, no. Stai pe... ai grijă. Ok, cred că pe aici am venit, nu? Da. Doamne ferește. Aha, Bastian. No! Oh, my God. Mă grăbeam să fug de porcii aia, oameni buni. Mamă, și cât am muncit pentru perlele alea. Oh, și n-am apucat să bat dragonul, nu vin să cred.